acorduri de pian, elevii liceului George Călinescu și-au invitat colegii și profesorii să le admire operele. Pasionați încă de mici de fotografie, cei trei expozanți au început să se perfecționeze încă de acum 2 ani. Iar după cum recunosc chiar ei, perfecționarea în fotografie nu se termină niciodată. De mică eram pasionată de fotografie, făceam fotografii oricărui lucru care îmi plăcea foarte mult. Și pasiunea mea de cursuri, să fac cursuri de astea, a început acum 2 ani și anul trecut am început cursurile de fotografie la Școala de Arte. Alexandru are două slăbiciuni, mașinile și fotografia. Astfel a ales să surprindă cu ajutorul obiectivului cele mai interesante momente din concursurile de drift pentru mașini. În fiecare seară mă duc, ies pe afară doar pentru mașini și mă uit peste tot, numai după mașini. Eu ce văd cu ochii și îmi place, eu fotografiez. Nu contează ce este, eu fotografiez. Dacă mie îmi place, nu trebuie să placă nimănui. O altă elevă este pasionată de arhitectură și spune ea că orașul Constanța are o arhitectură aparte pe care vrea să o pună în valoare. Aș vrea să îmi înțeleagă povestea, să spun o poveste prin fotografiile pe care le fac și să nu fie doar o simplă poză pe care o găsesc pe orice site. Aș vrea să fie ceva special și să rămână ca moștenire, să spun așa. Profesorii au rămas uimiți când au văzut ce fotografii minunate pot ei să realizeze și au stabilit de comun acord că acestea ar trebui arătate și restul colegilor din liceu. Printre expozanți s-a numărat chiar și o profesoară. Sincer, nu mă așteptam la număr așa de mare de expozanți și lucrări așa de bune, chiar foarte, foarte bune. Și a rămas foarte plăcut surprins de acest moment. Am expus și eu câteva poze, dar într-adevăr nu se compară cu ale voastre. Sunt mult mai bune ale voastre. La mine pur și simplu amatorism. Îmi place foarte mult lucrul ăsta și da, mulțumesc și eu pentru oportunitate. Și ce să zic, vă doresc vouă în primul rând succes mult în ceea ce faceți și așteptăm mai mulți artiști să se manifeste, să se desfășoare. Pentru următoarea expoziție, elevii au lansat o provocare tuturor profesorilor. Vor ca și aceștia din urmă să devină expozanți. Următorul vernisaj va avea loc în luna martie.